De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărărie și înfrumusețarea municipiului Moinești pentru anul 2024. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024 prestate de beneficiari de ajutor de incluziune. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 51 din 2403-2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurare, modernizare și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Cineva? Mulțumesc. Comisia, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Împotrivă? Deci se consemnează două voturi împotrivă. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Abținere. Împotrivă, da? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere la mine. Deci două voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. Nouă. Un pic. Fazer uma nova aprovada antes, era de
De tot ce prevedea, am acum am văzut și anumare și de totul, pentru că cetățeanul trebuie să ducă undeva tot ceea ce înseamnă deșeuri. Și voluminoase, sunt containere specifice pentru așa ceva, totul este luat din documentație pe care a pus-o la dispoziție. Nu am făcut-o, n-am adăugat noi nimic. Vă rog. E proiectul tip, nu este proiectul care l-am am pus noi din caietul de sat, în caietul de sat. Și totuși am mers, am cheltuit bani pentru proiectul tehnic, pentru studii, pentru avize. Avem autorizat, avem autorizație, avize de la MNB, avize de la tot ceea ce înseamnă avizator, mediu. Pentru că ar fi un eșec pentru noi ca instituție să nu accesăm un proiect de finanțare europeană, bani de la PNRR, proporție de 100%, inclusiv aceste proiectul tehnic, avizele pe care trebuie să dăm bani înapoi în cazul în care nu le mai implementăm. Poate regândiți un pic, pentru că nu este cazul să întrerupem un proiect care, de care are nevoie municipiul meu, mi-aș spune eu la această dată, pentru că vorbim de tot ceea ce înseamnă voluminoase, inclusiv materiale de construcții pe care le regăsim de multe ori la cuberele de gunoi menajer, mobilier, într-adevăr și materiale. Să știți că le colectăm de pe domeniul public atunci când sunt, prin contract le ridică și plătim pentru fiecare. Ca să nu mai avem acel contract, o să fie depunerea direct la acest centru de colectare, în aport voluntar, așa cum se numește, dar e necesar. Nu cred că dăm înapoi o parte din banii care deja i-am dat și să nu atragem banii aceștia la care noi nu punem absolut nimic. Și nu știu, credeți că e necesar să reluăm o discuție pe comisie? Da. Găsit. Domnul primar, cred, haideți că vă spun eu exact cam care e punctul de vedere. Cred că este o oarecare confuzie vis-a-vis de ce se va întâmpla după ce se vor colecta acele deșeuri animale și probabil și alte deșeuri, eventual deșeuri medicale. Dacă lămurim problema asta și o discutăm clar, eu cred că... Se vor încheia contracte pe fiecare fracție în parte. Deci așa o prevede. După ce vor fi montate acele contracte, cu siguranță ele nu vor rămâne în locația respectivă. Ele, periodic, când sunt stabilite în contract, vor fi ridicate și duse acolo unde trebuie să dispuse medicate. Când e vorba de animale, cu siguranță va trebui să fie o firmă autorizată care să ridice așa cum este și acum. Nu poate la Soma câinele mor din stradă și îl duce unde vrea sau de la unde la Pado. Avem contract, sunt congelatoare acolo, vin periodic și predă aceste cadavre pe care noi le plătim. Poate că din punct de vedere al celor din Comisia de Urbanism care s-au... Adică n-aș vrea să discut de asta, noi la juridic ne-am abținut pentru că ar fi fost treaba dumnealor să detalieze. Dar dacă tot am luat cuvântul, poate că ar trebui să stipulăm în procesul verbal foarte clar că nu implică nicio altă continuare cu un eventual incinerator. Aici este teama populației. Și atunci cred că poate fi regândit proiectul ca să fie toată lumea liniștită. Nimic nu rămâne. Sunt doar containere de depozitare aici între noi. Dacă asta se stipulează în procesul verbal, eu cred că toți putem reconfigura și deșeurile care sunt prevăzute în acest proiect nu sunt adăugate sau luate din altă parte decât din proiectul cadru care ne-a fost în și sunt localități care la acest moment au licitație deja chiar din zona noastră. Deci, e un contract de repede. Ar fi păcat să arată un asemenea proiect să mai dea și banii înapoi. Vă rog să regândiți și poate ar trebui să reluăm. Deci, deșeurile vor fi teritoriul doar fiecare localitate și-a făcut proiect. Are și Măgireștiu, și Zemeștiu, și Dărmănești, Comănești, pentru localitățile alea. Care nu fac acum, mai prin trenul după aia. Gândiți-vă ce face poate să te cer. Vă rog să le gândiți. Dacă sunteți de acord să le luăm votul pe comisie, cred că ar fi cel mai bine să putem da drumul la licitație, că legii merge la o prevedere care este lăsat. Deci nu rămâne nimic aici, totul pleacă. Stipulat să vină. Proiectul în procesul verbal, cum vreți. Dar vă rog să luați la că putem pierde aproximativ 1 milion de euro.
procesul de fapt clar și atunci nu mai sunt dubii. Da, priveți că amendamente sau cum să, nu știu, anotări în procesul verbal, ambele variante și anume că nu se implică o... Nu implică continuarea procesului cu distrugerea deșeurilor animale și de altă natură la nivelul municipiului Moinești, care ar cauza daune pentru mediu și implicit pentru confortul populației. Și ca partea a doua, stipulați, nu știu ce mai era neclar, că doar, deci vor fi preluate doar deșeurile contribuabililor din municipiul Moinești. Și în momentul în care avem clar, eu cred că domnul primar a propus... Nu există preluat în altă parte, că trebuie o asociere. Avem o asociere pe acest lucru. Există. Am depus proiectul doar noi, municipiul Moinești. Tot ce se colectează este comunicată pentru fiecare comun. Nu fiecare are proiectul, dar fiecare comun au o asociere. Să le citească. Da? Trebuie să le luăm. Mă rog. Analizați-o. Și putați. Nu. Da, o să fie o pauză după ședința de comisie și probabil la votul în plen. Asta, votul din comisie este consultativ. Eventual la mine, dacă puteți să relați la Comisia Juridică, dacă da. Puteți confirma că sunt de acord cu trecerea proiectului de comisie juridică cu aceste două argumentări. Mulțumesc. Deci la Comisia Juridică, vă rog, avem 3 voturi pentru. Eu tot mă abțin. O abținere și? Împotrivă? Da. Deci 3 pentru, un împotrivă și o abținere. Nouă. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lipirii unor imobile situate din travilanul municipiului Moinești, strada Lucăcești, numărul 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține. Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 67606, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, grup Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 61059, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, grup Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Cineva? Mulțumesc.
Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69.089, situat în municipiul Moinești, strada Iremia Grigorescu, grup Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69.106, situat în municipiul Moinești, strada Iremia Grigorescu, grup Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69.064, situat în municipiul Moinești, strada Iremia Grigorescu, grup Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Domnul Mocanu? Da? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 67.705, situat în municipiul Moinești, strada Iremia Grigorescu, grup Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 67.082, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, grup Garaje, zona Pripor, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69.078, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, grup Garaje, zona Pripor, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog.
Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Pentru. Abțineri. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 61272, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrungeanu Gherea, grup garaje, zona Pribor, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Să abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă, abțineri. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 63392, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva. Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69107, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, zona Cimitir, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul pentru. Împotrivă, abțineri. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69088, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, zona Cimitir, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Pentru. Abține. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69098, situat în municipiul Moinești, strada Tristan Țara, garaje, zona Distrofici, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Pentru. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 63613, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 67761, situat în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, zona garaje Alcor, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Pentru. Abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă? Abțineri, mulțumesc. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 67.909, situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, grup Garaje, zona Cantina Trus, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri, mulțumesc. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69.113, situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, grup Garaje, zona Școala Gimnazială Ștefan Lucian, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Pentru. Abțineri. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu număr cadastral 69.111, situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, grup Garaje, zona Școala Gimnazială Ștefan Lucian, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Ridică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului de furnizare a serviciilor specializate în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, Centru Comunitar Integrat din subordinea Direcției de Asistență Socială Moinești pentru anul 2024. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. O secundă, dar. Vă rog. Probabil ați parcurs materialul depus la dosarul de ședință. E vorba de un serviciu pe care noi l-am prestat până acum prin aceste centre comunitare înființate cu finanțare din strategia de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate. Acest proiect se derulează sau prin UNICEF? Prin parteneriat. Contract care se încheie la data de 31 ianuarie 2024. Noi funcționăm în continuare cu aceste centre pentru că există sustenabilitate la aceste proiecte și am inițiat această taxă pentru comunele învecinate, pentru că în acest proiect au mai fost partenere comunele Zemeș și Berești-Azlău, dar și orașul Dărmănești. Mâine la ora 14 sunt convocați primarii pentru a le aduce la cunoștință acest lucru. Dacă doresc să participe copiii care au venit în aceste centre pe parcursul anului 2023 și în această lună, pot face acest lucru prin plata de la bugetul fiecărei comune, de la bugetul local al fiecărei comune sau oraș. De aceea am venit în fața dumneavoastră cu această sumă pe care dorim să o plătească, pentru că nu putem susține noi din bugetul local aceste costuri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, și Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc.
Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă? Abțineri? 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii pentru evaluarea imobilului teren situat în strada atelierilor numărul 47, municipiul Moinești. Vă rog frumos. Avem o solicitare de cumpărare a acestui teren. În luna decembrie, Arta Meșteșugarilor a făcut o vânzare, a executat o vânzare la notariata clădirilor. Știți cu toții că a avut în folosință acest teren. Din momentul de față va exista un contract de închiriere, dar s-a solicitat și vânzarea. Intenționăm acest lucru pentru a încasa de acum încolo și impozit pe teren și o sumă de bani de care e nevoie la bugetul local, iar acest teren este deja folosit pentru profilul care, pentru acele clădiri care au fost deja achiziționate. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. O abținere, motivat de faptul că nu am apucat să aprofundez proiectul, să-l citesc. A fost trimis de bea ieri și nu am avut timpul necesar. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere la mine din același motiv. Mulțumesc. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Moinești la apelul de proiecte cu titlul Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta 7, transformare digitală, operațiunea competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului, investiția 117, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, apel de proiecte numărul 2, finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Ridică întrebări, vă rog. Discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Ședința pe comisia a luat sfârșit, urmează o pauză, după care ședința de plen. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi colegi, declarăm deschisă lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru luna ianuarie 2024. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 31 din 23/2024, a fost convocată această ședință ordinară. Vă informez că ședința este legal constituită, având prezenți un număr de 17 consilieri, 14 prezenți în sala de ședințe, 3 prezențe online. Având în vedere că primele 4 puncte pe ordinea de zi sunt înscrise procesele verbale ale ședințelor ordinare și extraordinare din luna decembrie și ianuarie,
în conformitate cu prevederile articolului 138 aliniatul 13 din Codul Administrativ. Acestea au fost transmise către dumneavoastră spre consultare și vă consult în plen dacă există modificări sau completări asupra conținutului care deja a fost postat pe site. Nefiind, supun la vot procesele verbale. Deci, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2023. Putem porni procedura? Pentru. Pentru. Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare din 19 decembrie. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28 decembrie 2023. Pentru. Pentru. Cu 17 voturi pentru a fost adoptat și procesul verbal al ședinței extraordinare din 28 decembrie, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 8 ianuarie 2024. Pentru. Pentru. Cu 17 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal al ședinței extraordinare din 8 ianuarie 2024 și supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 23 ianuarie 2024. Pentru. Pentru. Cu 17 voturi pentru a fost adoptat și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 23 ianuarie 2024. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară de astăzi. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați colegi. Începem ședința ordinară de astăzi prin a supune asupra votului ordinea de zi a ședinței în curs și ordinea de zi suplimentară. Vă rog să demarăm procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc. Cu 17 voturi pentru, ordinea de zi a ședinței ordinare și ordinea de zi suplimentară au fost adoptate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea municipiului Moinești pentru anul 2024. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. Pentru. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024 prestate de beneficiarii de ajutor de incluziune. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 51 din 24.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurare, modernizare și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu și a indicatorilor tehnico-economici. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe baza acestui proiect? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Pentru.
Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Vă rog, Comisia de Urbanism. 4 voturi pentru, 2 împotrivă. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 1 împotrivă. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, completări? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Eu mă abțin în continuare. Abținere și la mine. Da. Proiectul a trecut cu 11 voturi pentru, 2 abțineri și 4 voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat a municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în intravilanul municipiului Moinești, strada Lucăcești, numărul 2, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 67606, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, grupaj Garaje, zona Unicat Moinești. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Pentru. 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 Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 61059, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, grupaj Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Voturi pentru. Vă rog, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69089, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, grupaj Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și vă rog, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69106, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, grupaj Garaje, zona Unicat, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru.
Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69.064, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, grupaj garaje, zona Unicat, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 67.705, situat în municipiul Moinești, strada Ieremia Grigorescu, grupaj garaje, zona Unica, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 67.082, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, grupaj garaje de zona Pripor, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Pentru. Proiectul. S-a întâmplat ceva. Haideți să reluăm procedura de vot, vă rog. Pentru. 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 Da, probleme, mici probleme tehnice. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69.078, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, grupaj garaj, zona Pripor, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 61.272, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, grupaj garaje, zona Pripor, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 63.392, situat în municipiul Moinești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69.107, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. Voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. Pentru. Pentru.
Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69088, situat în municipiul Moinești, strada Luminii, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69098, situat în municipiul Moinești, strada Tristan Țara, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 63613, situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 67761, situat în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, zona Garaje Alcor, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. Pentru. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 67909, situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, grupaj garaje, zona Cantina Trust, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. Pentru. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69113, situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, grupaj garaje, zona școala gimnazială Ștefan Lucian, județul Bacău. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului cu numărul cadastral 69111, situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, grupaj garaje, zona școala gimnazială Ștefan Lucian, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului de furnizare a serviciilor specializate în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, Centru Comunitar Integrat din subordinea Direcției de Asistență Socială Moinești pentru anul 2024. Vă rog, Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, completări?
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. 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 Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Punctul numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii pentru evaluarea imobilului de teren situat în strada atelierelor, numărul 47, municipiul Moinești. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Pentru. Abținere. Eu mă abțin. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri. Trecem la ordinea de zi suplimentară și anume punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Moinești la apelul de proiecte cu titlul Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 7, transformare digitală, operațiunea competenței digitale, capitalul uman și utilizarea internetului, investiția I-17, scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, apel de proiecte numărul 2, finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului. Vă rog raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Vă rog, dacă nu mai aveți completări sau adăugiri la acest proiect, să-l supunem la vot. Pentru. Pentru. Da. Pentru. Iar probleme tehnice, reluăm procedura de vot. Pentru. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Trecem acum din nou la ordinea de zi a ședinței de astăzi, la punctul numărul 31 și anume la punctul diverse, raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personale ai persoanelor cu handicap pe semestru 2 din 2023. Dacă aveți adăugiri sau nelămuriri cu privire la raportul acesta, vă rog să vă exprimați. Dacă nu, trecem mai departe și anume ați primit pe mail o scrisoare deschisă, o petiție, dacă aș putea să o numim, cu privire la desființarea pistelor, făcută de un grup de aproximativ 100 de persoane. Dau cuvântul... Da, e de zâmbit, pentru că o persoană care nici nu locuiește în municipiul Moinești, dar are activitatea de mereu pe rețele de socializare, privind acest proiect implementat de noi toți, de executiv, de Consiliul Local Moinești, un proiect care a adus plus valoare orașului prin mai multe componente, spun eu, nu numai piste de biciclete, amenajare în cinte blocuri, sistem de supraveghere, introducerea cablurilor subteran, sistem de semaforizare, spații verzi, bănci, coșuri, iluminat ornamental în incintele de blocuri, cât și pe arterele principale. Are destule componente și numai pista de bicicletă. După cum ați văzut, semnatarii sunt de prin Ravena, de prin Buzău, de prin Comănești, nu știu cum i-a găsit el să aibă ceva de spus de pistele de biciclete din Moinești. În necunoștință de cauză, probabil administrația sau lucrurile pe care le facem noi aici sunt pentru ei altceva decât lucruri care sunt pentru cetățeni și care spun eu că au schimbat fața orașului și vor desființarea pistelor de biciclete. Pista de bicicletă este doar o componentă și spun eu că poate fi sau nu folosită. Cei care vor o folosesc, cei care nu vor, n-au decât să nu o folosească. Dar
Am fost și chiar în acest weekend plecat din țară și pe oriunde am fost, am văzut că ăsta este viitorul și chiar se practică acest sport pe bicicletă. Mai mult decât atât, vă spuneam de celelalte componente. Eu v-am adus la cunoștință petiția și un punct de vedere al executivului. Spun eu că este fondat ceea ce am scris acolo și cred că trebuie să ne vedem în continuare de proiectele pe care le avem de implementat, să nu îi luăm în seamă pe fiecare. Nu cred că e cineva care a depus o petiție și n-a primit răspuns. Așa se întâmplă și astăzi, de aceea v-am adus la cunoștință, pentru că a fost adresată și Consiliul Local. Mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți alt punct de vedere, vă rog să vi-l exprimați. Sau completare la acea motivare pe care am făcut-o noi. Dacă nu, dacă mai sunt alte probleme la diverse. Dacă nu, nu mai sunt alte intervenții la punctul diverse, declarăm ședința închisă, vă urez o după amiază cât mai plăcută și numai bine.